Clădirea restaurantului se află foarte aproape de celelalte imobile care o înconjoară, aproape de centrul Piteștiului, de aceea pentru pompieri a fost prioritară limitarea extinderii focului. Acesta a pornit de la terasa aflată la etajul 2 al imobilului. În primă fază, 5 autospeciale de la pompieri au fost trimise la locul incendiului. Deja toată lumea din interior, aproximativ 50 de persoane, angajați și clienți, a reușit să iasă. Erau niște tineri pe terasă care nu și-au dat seama de ce sună alarma și când au văzut apoi flacăra, dar toată lumea a ieșit în siguranță. Au pornit toate sistemele de alarmă înainte să îi spunească. Alarma s-a oprit-o de jos, am văzut că nu reușesc să o opresc, m-am dus sus să verific care este problema și am văzut că e fum, iar după a putut și am încercat să știu cât s-a putut, da. Și apoi au izbucnit flăcările? Da. S-au auzit niște pomnituri deasupra noastră, curentul era deja luat, alarma pornise. După ce s-au auzit bubuiturile, a venit doamna și ne-a zis toată lumea ieșiți. Prima oară m-am panicat. După aproximativ 2 ore, pompierii au stins incendiul și au stabilit că acesta s-a produs de la un cablu electric ce alimenta unul dintre aparatele care se aflau pe terasă. Restaurantul, care funcționează pe 3 etaje, avea toate autorizațiile la incendiu eliberate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au deplasat 12 autospeciale de pompieri și 2 ambulanțe scurte de prim ajutor calificat. Ajuns și la locul solicitării, pompierii au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Au fost evacuate din incinta localului aproximativ 50 de persoane. Un incendiu violent a izbucnit și la o casă din comuna Arefu, din Argeș. Mai mulți localnici au auzit țipetele proprietarilor și zgomotul acoperișului care trosnea din cauza focului și au sunat la 112. Jarul căzut din sobă pe un covor a aprins toată casa, care a ars integral. Degeaba pompierii de la Curtea de Argeș, care au intervenit cu 2 mașini de stingere, au încercat să mai salveze ceva. Focul a mistuit absolut tot. Incendiul, care se manifesta generalizat la construcție pe o suprafață de 50 de metri pătrați, dar și la anexa lipită ei, pe alți 20 de metri pătrați, amenința și locuințele învecinate, dar a fost limitat de pompieri. O femeie a făcut atac de panică și a fost stabilizată de paramedicii de la Smurd. După ce incendiul a fost stins, pompierii au găsit sub pereții și acoperișul care au căzut din cauza incendiului trupul unei femei de 87 de ani, carbonizat.